Un studiu recent a arătat că problemele de sănătate pot fi influențate și de visele pe care le avem, mai ales în rândul copiilor. În cadrul cercetărilor au fost evaluați 6.800 de copii până la vârsta de 12 ani. Cei mai mulți dintre aceștia au avut coșmaruri, iar 37% au suferit de această problemă an la rând. Astfel, un copil de 10 ani a suferit un pavor nocturn, o tulburare de somn care apare de obicei la vârsta de 3 ani. Pe viitor, acești copii au un risc mare să sufere de diferite probleme psihice, cum ar fi psihoze, paranoia ori halucinații. Același studiu a demonstrat că 47 din 1000 de copii care au avut coșmaruri persistente au suferit ulterior episoade psihotice. Chiar dacă legătura dintre coșmaruri și psihoză nu este foarte clară, cert este că în cazul copiilor mai mari acest risc crește de aproape 3 ori. Traumele sau atitudinea ostilă a unor colegi față de copii, umilirea lor, poate fi o altă cauză care poate declanșa fenomene precum coșmaruri sau psihoze. O soluție bună pentru a scăpa de această problemă este stabilirea unui program regulat de somn pentru copii și evitarea vizionării unor filme de groază sau desene animate cu personaje malefice. Nu în ultimul rând, înconjurați-vă copiii cu iubire, poate cea mai bună soluție pentru o dezvoltare armonioasă.